Astăzi vom continua studiul nostru în Cartea Daniel și anume Daniel, lecția a doua, care face parte din privirea de ansamblu. În prima lecție am făcut de la capitolul 1 la capitolul 6, iar astăzi vom face o privire de ansamblu de la capitolul 7 la capitolul 12. Cartea Daniel este o carte istorică, dar în același timp este o carte profetică. Și să facem o mică recapitulare despre lecția care am învățat-o, și anume cuvintele care se repetă și sunt cuvinte cheie, ceea ce înseamnă că ne dau subiectele principale. Cuvântul Daniel este repetat de 74 de ori, cuvântul împărăție de 55 de ori, împărat, împărați, nu vă vine să credeți, de 183 de ori. Și bineînțeles, cuvântul Dumnezeu este cuvântul cheie și principal. Pentru că în cartea Daniel, așa cum am spus și în lecția trecută, învățăm că Dumnezeu cel prea înalt este suveran și stăpân peste tot pământul, peste oameni și peste oastea cerului. Am văzut despre versetele cheie care ne arată că Daniel este autorul acestei cărți deosebite. Daniel a fost luat cu prima etapă, în prima etapă în care Nebucadnețar a cucerit țara lui Iuda. Și astfel, în anul 605, Daniel și prietenul lui au fost luați în Babilon. Cu aceasta începe perioada de captivitate. Și urmează, pe la vârsta de 15 ani, Daniel a fost luat împreună cu prima etapă, cu prietenii lui, dar urmează cei 70 de ani care sunt descriși în această carte Daniel. Vedem și învățăm despre suveranitatea lui Dumnezeu și putem să dăm titlul la lecția de azi, Suveranitatea lui Dumnezeu. Ceea ce îl ajută pe Daniel să rămână credincios în chemarea de a sluji, în primul rând, lui Dumnezeu și apoi unui împărat de la Nebucadnețar, Belșațar, Dariu și Cir, vedem că el a fost credincios lui Dumnezeu, dar secretul vieții lui este un om al rugăciunii. Și acum să mergem de la capitolul 7 la capitolul 12 și să vedem ce învățăm în capitolul 7. În anul dintâi al cui? A lui Belșațar, împăratul Babilonului. Unde l-a mai întâlnit pe Belșațar? În care capitol? În capitolul 5, da? Și acum revine în acest capitol, de data aceasta vedem că cine visează? Cine are un vis? Până la capitolul 6, cine a avut visuri? Împărații, da? Acum, cine are vis? În vedenia, la versetul 2, Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare. Fiecare fiară cum era? Deosebită. Și de la versetul 1 până la versetul 14, o frază care se repetă spune: m-am uitat. Vedem în versetul 8, în versetul 9, în versetul 11, versetul 13 și ce când spune eu m-am uitat? Când s-a uitat, descrie ce a văzut. Deci, de la 1 până la versetul 14, el spune ce a văzut. Iar de la versetul 15,
până la versetul 28, avem interpretarea pe care o primește și ne-o dă despre această vedenie. La versetul 15, după ce a văzut ce a văzut, ce spune el? Eu, Daniel, ce-am făcut? M-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu și m-am înspăimântat. Deci ceea ce el a văzut l-a făcut ca să se tulbure. La versetul 16 spune, m-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea ce? Lămurirea temeinice cu privire la aceste lucruri. El mi-a vorbit și ce a făcut? Mi le-a tâlcuit astfel. Și apoi ia cele patru fiare și descrie că sunt ce? Patru împărați care se vor ridica pe pământ. Un alt cuvânt care se repetă sunt ce? Sfinții celui preanalt. Vorbește despre o luptă între aceste împărății, împărați, și vedem că cornul acesta a făcut război cu sfinții și i-a biruit. Dar apar din nou sfinții la versetul 22. Până când? Până când un alt personaj important a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate cui? Sfinților. Celui preanalt. Și a venit vremea. Deci știm că vremea ne arată timpul. Când sfinții au luat în stăpânire ce? Împărăția. Cuvântul împărăție este, am văzut, un cuvânt cheie de 55 de ori. De fapt, ceea ce este important să înțelegem noi în Cartea Daniel, că Dumnezeu este deasupra tuturor împăraților și împărăției lumii. Și El are o împărăție care este cum? Veșnică. Și în aceste capitole, prin vedenile arătate, explicate și luptele care se dau, vedem că este o vreme când ce se va întâmpla? Versetul 27. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub cerul, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui, împărăția cui? Celui prea înalt. Este o împărăție cum? Veșnică. Și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Și această idee se repetă în următoarele capitole. Tema capitolului 7, Daniel și vedenia pe care a avut-o despre cele patru fiare. Da? În capitolul 8 vedem din nou un plan profetic cu privire la poporul Israel. Dacă până la capitolul 6 am văzut că Dumnezeu este stăpân peste împărățiile neamurilor, acum vedem că Dumnezeu are un plan deosebit, accentul este pe aceasta, cu poporul său, în prezent și în viitor. Și în capitolul 8 împărțim acest capitol de la capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 12 și din nou în aceste versete ne arată, ne vorbește despre o vedenie. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie. Afară de cea pe care o avusese mai înainte. Ce vrea să ne spună? Că
În afară de ce am văzut, când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii și ce am văzut? Ce a văzut? Un țap și ce a mai văzut? Berbec! Da. De la versetul 13 la versetul 14, cine vorbește? Important! Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. Și aici e vorba de vreme. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a spus. Deci, versetul 13-14 spune vremea, da? Până vor trece cât? 2300 de seri și dimineți și apoi sfântul locaș va fi ce? Curățit. De la versetul 15 începe interpretarea acestei vedenii. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea cui? Unui om. Și-am auzit un glas de om în mijlocul râului. Aduceți-vă aminte că el s-a văzut lângă râul acesta, care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. Și iată că începe tâlcuirea cu berbecul și cu țapul, da? Ce spune interesant aici? Fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Deci, cine interpretează? Cine interpretează? Gavril îi tălcuiește vedenia. Și cu ce, la privire la ce? Și o frază care se repete este vremea sfârșitului. Versetul 17 spune căci această vedenie privește vremea sfârșitului. Versetul 19. Iată țară ce se va întâmpla la vremea de apoi, care vreme? Amâniei, căci vedenia aceasta, din nou, privește ce? Vremea sfârșitului. Și apoi ne vorbește despre acest vis, cum este interpretat, da? Interpretarea până la versetul 27. Deci, capitolul 8, sigur că noi ne vom întoarce la aceste capitole și vom studia în amănunțime mai mult. Noi vrem acum să ne facem o imagine a capitolului, o privire de ansamblu despre ce este vorba de la capitolul 7 până la capitolul 12. Deja am văzut că este un plan al lui Dumnezeu pentru cine? Cu privire la cine se referă tot mereu? Cu privire la poporul care? Israel, da? Vremea sfârșitului. Foarte bine. Trecem la capitolul, dacă vrem să dăm un titlu la capitolul 8, visul lui Daniel, țapul și berbecul. Și, bineînțeles, interpretarea acestuia. Capitolul 9. Daniel are din nou, ne vorbește despre ce? Despre o viziune, dar în mod deosebit, punctul principal, să spunem așa, ceea ce se repetă foarte mult este ce? Cuvântul care? Rugăciune. Rugăciunea mea, rugăciunea mea, da? Păcat este, se repetă. Dumnezeu se repetă, da? Ce vei spune? Păcat, nelegiuire,
Dumnezeu, nenorocire, foarte bine. Și capitolul 9, de la versetul 1 la 2, ne vorbește despre ce? Foarte important, despre ce vorbește aici? Că Daniel a văzut în cărți că trebuia să treacă 70 de ani. Unde era Daniel? În robie. Și se apropia ce? Noi ne-am uitat pe linia timpului. El, deci deja în capitolul 6, când a fost aruncat în groapa cu lei, avea aproximativ 80 de ani. Deci vedem că este spre sfârșitul robiei și sfârșitul vieții lui Daniel. Și ce înțelege Daniel și de unde înțelege? Ce a citit el? Pe prorocul Ieremia, da? Și așa a înțeles el că va trece cei 70 de ani. Deci vedem versetul 1 și 2 că înțelege ce se va întâmpla, da? De la versetul 3 la versetul 19 vedem rugăciunea lui Daniel. Începe și mi-am întors fața. După ce pricepe ce se va întâmpla, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, la versetul 3, ca să-L caut cum? Cu rugăciune, cereri, post, în sac și în cenușă. Cu părere de rău, cu pocăință, cu post, el înțelege momentul, timpul în care el se află. O nouă epocă va urma pentru poporul său. Și de la versetul 4 începe și descrie rugăciunea lui Daniel, care este o rugăciune extraordinar de frumoasă, în care el se identifică cu poporul său și cere dreptatea, mila, îndurarea lui Dumnezeu. La versetul 9, la Domnul Dumnezeul nostru este îndurare, iertare, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit, vorbind despre istoria poporului Israel. Pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El, versetul 12, el a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre, care ne-au cârmuit și au adus peste noi o mare nenorocire. Vedem că Daniel cunoaște istoria poporului și cunoaște pe Dumnezeul poporului lui Israel. Cunoaște că un cuvânt care se repetă în mod deosebit este că Dumnezeu este drept. Este drept când i-a pedepsit, este drept în toate hotărârile pe care le-a făcut. Și așa de mult îmi place versetul 14. De aceea, Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta, auziți-vă, să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este cum? Cum îl descrie aici? Drept în toate lucrările pe care le-a făcut. Dar noi n-am ascultat de glasul său. Deci, îl vedem cum el îl prezintă în acest capitol, în rugăciunea lui drept, îndurător, milos, și după toată îndurarea lui, el acum cere mila și îndurările lui să se mărească față de poporul său. De la versetul 20 la 23 vedem răspunsul la rugăciunea lui. Pe când încă vorbeam eu și mă rugam și mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel,
și mi-aduceam cererile mele înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă rugăciunea mea, a venit din zbor cine? Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Deci de la 20 la 23 apare Gavril, care îi spune că când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump, adică un om al rugăciunii, ia minte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Deci, din nou, cine îi dă interpretarea, să spunem așa? Cine? Omul Gavril. Și de la versetul 24 până la versetul 27 avem interpretarea acestui vis, da? Și este vorba de cele 70 de săptămâni pe care noi o să le studiem în profunzime. Dar vedem planul special al lui Dumnezeu cu privire la vremea sfârșitului, așa-i? Și el este explicat de Gavril cui? Lui Daniel, spunându-i și explicându-i ce se va întâmpla. Acum, la capitolul 10, dar să-i dăm un titlu și la capitolul 9, rugăciunea lui Daniel. Da? Sigur că important este și ce? Explicarea sau cele 70 de săptămâni. Capitolul 10 este în legătură cu capitolul până la capitolul 12. Și de capitolul 10, de la 1 la 21, care este întreg capitolul, ne vorbește despre Daniel, în mod deosebit, care ce îi spune? El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput ce? Vedenia, da? Interesant, dacă e un amănunt aici, spune în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. În capitolul 1, ca să explicăm un aspect, în capitolul 1 ce am văzut noi la versetul 21? Așa a dus-o Daniel, de când? De când a fost ales în slujba împăratului Nebucadnețar, până când, spune aici? Până în anul care? Întâi al împăratului Cir. Ce spune aici? Vorbește despre anul al care? Al treilea. Ce este interesant? Da, chiar dacă el nu mai este la împărăție, să spunem așa, el, Dumnezeu îi vorbește, continuă să aibă vedenie, el este un profet al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește cu privire la vremea sfârșitului. Și cartea Daniel este baza de a înțelege cartea Apocalipsa. Și vedem cum Dumnezeu se descoperă prin cuvântul său tainele acestor vedenii, care ni le spune și nouă, cu privire la vremea sfârșitului. Și în vremea aceea, versetul 2, spune: eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. Deci, de ce a fost el în jale? Ce s-a întâmplat? Ce urmează 10 după capitolul 9? Ce a auzit el despre cele 70 de săptămâni?
pentru poporul lui lucrurile care le-a auzit că o să se întâmple și l-am văzut și în capitolul 9, înțelegând ceea ce Dumnezeu îi vorbește prin omul Gavril, îl face pe Daniel să ce? Să roage, să postească, să fie în jale pentru ceea ce se va întâmpla. Cu cine? Cu poporul său, cu templu și cu toate ce se va întâmpla, da? Despre care vom vorbi. Deci, vedem în primul rând acest om al lui Dumnezeu, Daniel, care are o inimă pentru cine? Pentru poporul său. Este spre sfârșitul vieții lui. El a trăit din tinerețe la curtea împăratului. Dar mesajul pe care el îl scrie și îl primește de la Dumnezeu arată spre istoria, spre profeția sfârșitului care se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Are o inimă cu totul dedicată să slujească lui Dumnezeu, dar își iubește poporul și vedem aceasta din atitudinea lui atât de dedicată în rugăciune, în post, în jale, să înțeleagă și să se roage pentru poporul său. Eu, Daniel, la versetul 7, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat. Deci, vedeți efectul la ce a auzit și ce a văzut. Culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice blagă. Am auzit glasul cuvintelor lui. Pe când auzeam glasul cuvintelor lui, ce am făcut? Am căzut leșinat cu fața la pământ. Tremurând pe genunchi și mâinile mele, interesant, apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și cum? Și scump. Și știm că de 3 ori este repetată această frază. Deci el era, dacă a căzut în genunchi și după aia cu mâinile lui, ce spune? Că era cum? Cu fața la pământ, da? La 80 de ani îl vedem cum? Foarte interesant, dacă te gândești. Se așează, se închină înaintea lui Dumnezeu, are un obicei din acest lucru. Apoi zice, stai în picioare, în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine după ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale, rugăciunile tale, au fost ce? Ascultate. Din cea din tâi zi, când ți s-a pus inima, deci ce îl face deosebit pe Daniel? Și-a pus inima ca să înțeleagă, să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Cine vine? Căpetenia împărăției Persiei și anume Mihail. Îngerul Mihail care el protejează pe poporul evreu și vedem aceasta în cartea Apocalipsa la capitolul 12. Și din nou vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău. Când? În vremurile de apoi, versetul 14. Căci vedenia este cu privire la tot la cele vremuri îndepărtate. Și vedenia aceasta, din nou spune el la versetul 16, m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Versetul 19 este, mi se pare, a doua sau a treia oară când îi spune ce?
Nu te teme de nimic cum, om prea iubit. Pace ție, fi tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar ce? Puteri. Și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. Ce frumos! Și el mi-a spus, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când îi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voievodul vostru, Mihail. Deci vedem că Daniel este pregătit să înțeleagă interpretarea, visul pe care îi spune Mihail. Și continuă la capitolul 11 despre ce vorbește în capitolul 11. Despre care e cuvântul cheie aici? Vorbește despre împărați. Care împărați? Despre împărații de la miază zi și despre împărații de la miază noapte. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Război, da? Lupte, război și cine va suferi în toate aceste lupte? Și o frază care se repetă este vremea aceea, în acea vreme, în vremea aceea, o vreme hotărâtă. Ce se va întâmpla? Cine va suferi? Cine va suferi? Poporul Israel. Luptele acestea între împărații de nord și de sud vor trece prin popor, prin țara lui Israel și va fi o vreme de suferință, da? Capitolul 11. De aceea, ce le spune? Vorbește despre cine va mai apărea. Despre cine spune? În capitolul 11, la versetul 31. Despre cine va apărea? Cel ce se va așeza, vor așeza urâciunea pustiitorului, va ademeni pe lingușiri și pe cei ce rup ce? Legământul. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face ce? Mari isprăvi. Da? Înțelepții poporului vor învăța pe mulți, unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Cu cât citim mai mult capitolul 11, înțelegem de ce în capitolul 10 Daniel este îngălbenit, fără putere, tremură, pentru că el a avut o imagine despre ce se va întâmpla. Și vedem care este vremea sfârșitului, da? La vremea sfârșitului se referă. Vor intra în țara minunată, la versetul 41. Deci, luptele acestea vor afecta pe poporul lui Dumnezeu. În vremea aceea, începe capitolul 12, care este o continuare la capitolul 11. Dacă în capitolul 11 se repetă vremea aceea, visul lui Daniel și ce a văzut el, în capitolul 12 continuă. În vremea aceea, care vreme? Când își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va mai veni în ajutor. În vremea aceea se va scula marele voievod care? Mihail, care este ce? Ce am spus, ocrotitorul copiilor poporului său. Căci aceasta va fi o vreme de... Ce fel de vreme? De strâmtorare.
cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la, iarăși expresia care? Vremea aceea, aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău, care popor? Israel, va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Deci, capitolul 12 ne face o concluzie la vedenia pe care a avut-o Daniel, când va mai fi până la sfârșitul acestor minuni. Și am auzit, versetul 7, pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, și el s-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic. Și aici iar avem timpul. Ce spune el? Că va fi ce? Întrebarea ea, cât va mai fi, da? Cât va mai fi? O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Și noi știm că asta e 3 ani jumate, da? Și că toate aceste lucruri, ce se va întâmpla? Se vor sfârși când puterea poporului sfânt. Care e popor sfânt? Care e poporul sfânt aici descris? Evreu. Va fi zdrobită de tot. Se va sfârși. Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Da? De la vremea când va înceta jertfa necurbată și de când se va așeza uriciunea pustiirilor, din nou, ce ne spune? Vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu du-te și spune, cui spune tu du-te? Lui Daniel, până va veni sfârșitul și ce să faci? Să te odihnești. În curând va veni sfârșitul zilelor lui, dar va veni o zi în care el se va scula, da? Deci, cum? Așa, foarte frumos. Când te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire. Când? La sfârșitul zilelor. Deci iată că Daniel este credincios, deja vedem, din tinerețe până la sfârșitul zilelor aici pe pământ, dar el aude, vede, pe de o parte este tulburat extraordinar despre ceea ce vede, ce aude. De ce? Pentru că ce se va întâmpla cu poporul lui și suferințele prin care vor trece, dar există o nădejde că cine va fi sfârșitul? Cui va aparține sfârșitul acesta? Cine va fi biruitorul? Și el înțelege că va veni o zi când el își va lua partea de moștenire. Și astfel se încheie cartea Daniel prin concluzia și explicarea vedeniei pe care o are, ce se va întâmpla în vremea sfârșitului. Sigur că noi vom studia mai mult despre aceste lucruri, dar înțelegem niște lucruri extraordinare. Că Daniel, care este om prea iubit și scump al lui Dumnezeu, pentru că și-a pus inima să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, este folosit de Dumnezeu ca să vorbească prin cuvântul pe care l-a scris nouă și poporului său despre vremea sfârșitului. De la capitolul 1 până la capitolul 6 vedem din punct de vedere istoric ce se întâmplă, cronologic, iar vedem pe Daniel cel prea iubit
cu visurile pe care le are și îngerul care interpretează visul, lucrurile care o să se întâmple la vremea sfârșitului. Până la capitolul 6 sunt visurile în ce privește împărățiile neamurilor, iar în ce privește poporul Israel, de la capitolul sfârșitului 7, capitolul 8 până la capitolul 12, vedem visurile sau vedenia care privește ce? Pe poporul evreu. Vedem credincioșia lui Daniel din capitolul 1 la 15 ani până la 80 de ani, la sfârșitul celor 70 de ani de robie, slujind la curtea împăraților, dar cu inima totul dedicată pentru Dumnezeu și pentru poporul său, arătând în tot ceea ce el vorbește, scrie, că este credincios lui Dumnezeu, care înțelege că e drept, că e suveran, că are putere, că schimbă vremurile și că el are un plan pentru poporul său. Și astfel își încheie el viața, așteptând o zi în care își va primi moștenirea. Care este viața ta? Cum te lași tu folosit de Dumnezeu? Cum trăiești tu astăzi în perspectiva ce se va întâmpla în viitor? Există un sfârșit, dar cum trăiesc eu astăzi hotărăște sfârșitul meu și ziua în care ne vom primi răsplata. Facă bunul Dumnezeu să fim și noi numiți ca și Daniel, cum? Prea iubiți și scumpi, care luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu, ori de câte ori El ne vorbește. Și astfel să rămânem credincioși până la sfârșitul zilelor noastre. Amin.